Am pornit iar la drum și de asta dată am ajuns tocmai la Pojorâta, sat de munte de lângă Câmpul Lung. Liniștea acestor meleaguri, tihna lor, mi-au dat impresia că aici timpul are o cu totul altă curgere. Numai trenul, care trece destul de des prin Pojorâta, rupe această stare, aducându-ne cu șuieratul său în realitatea zilelor noastre. Am poposit la bădița Darie Flocea, om care a trecut de-a lungul vieții sale prin multe. Născut în lumea satului, pe vremea când România era întreagă, dar și rânduiala țărănească era alta, bădița Darie este o fereastră deschisă către o altă lume. Să-i ascultăm așadar povestea. Bădița Darie, eu sunt sigur, sută în sută, că oamenii care ne văd, fie că sunt mai tineri sau mai bătrâni, au să aibă ce să audă de la dumneavoastră. Pentru că am auzit, și inclusiv de la nepotul dumneavoastră, că știți foarte multe povești de pe vremea de dinainte. Și sunt mulți oameni care vor să vadă o vorbă înțeleaptă de la un om în vârstă. Și dacă nu vă supărați chiar de întâi și din tâi, să le spuneți telespectatorilor noștri ce vârstă aveți. Sunt născut la 10 ani după primul război mondial. Deci din 1928, în data mare, împliniți, aveți aproape 90 de ani. 89 de ani, în data mare, o să vă sărbătorească la 90 de ani. Bătiță Darie, să o luăm dintr-un început. Cum era viața la dumneavoastră aici când ați venit pe lume? La Pojorâta v-ați născut, nu? Da. La Pojorâta, pe Pârâu Cârsea. De aici un pic mai sus este o uliță, un pârâu. Și acolo m-am născut, acolo au trăit familia, părinții mei. Acolo m-am născut. Împrejurimile le consideram un rai, eu pe atunci, probabil așa eram. Așa am fost născut, eu știu, admiram totul, absolut. Era frumos și iarna, era frumos și vara și toamna. Cele patru timpuri erau foarte bine limitate unul de altul și scurt timp. Primăvara era primăvară, vara, toamnă, iarnă. Iarna erau niște zăpezi și niște geruri și niște cumplite. Vara, primăvara era așa de frumos, așa de un câmp, un Versailles imediat, mă rog, soarele persista când începea să iasă, era mai mare dragă, nu te prăjeai la soare, ca să zic așa, să te sufoci. Era o căldură foarte suportabilă, acum nu mai e așa, e altfel. Eram mic, fugem prin Versailles câmpul. Fugem disculs prin livadă, aveam o livadă mare acolo, pasiunea începeau să înflorească florile, papadia mai ales. Fugem disculs prin iarbă și albini, erau foarte mulți albini, umblau prin papadie. Și odată am călcat pe unul și m-am țapat în talpă. Aveam vreo 2-3 ani, nu știu cât. Am început să plânge și am fugit acasă la mama, uite, eu nu știu ce-am făcut, și să uită. Ah! Nu-i nimic, zice mama. Mi-a scos acolo afară, acolo albine s-a scos afară, a luat repede un ciocan rece și mi l-a pus acolo, ca să nu se umfle și eu tot, doare, cum vorbeam. Lasă, terce. Și erați singurul copil la părinți? Sau ați mai avut și frați, surori? Nu, am fost 5 frați drepți și 3 vitregi. Deci tata, părinții mei au crescut 8, 3 fete și 5 băieți. Pe toți i-au gospodarit, pe toți i-au educat, pe toți i-au făcut. Au fost niște oameni cu suflet mare. Buni gospodari. Tata nu a fost un om bogat, nici sărac. A fost un om de mijloc, dar era... Să vinem odată, adică când vinem cu sicriul lui, după ce a murit, cărăușul care aducea sicriu, eu tăceam, eram mut, așa, supărat. La un moment dat, cărăușul îmi spune, și Badea Gheorghe, data tău, deci nu a fost un om bogat, dar a fost un om corect și cinstit. Și nu numai odată am auzit eu în viață vorba asta, și așa,
Așa am considerat, așa o considera toată lumea și știa chestia. Un om de omenie. Să spun o scurtă povestire. Da. Un frate de meu, odată, umblând după frajul, unul mai mare, umblând după frajul, pe zberul, nu știu pe unde, era la noi aici un primar care avea pe cârță, la punctul cârță, acolo avea o bucată de moșie. Mergea cu căruța, cu calul până acolo, acolo la fundul cârstii, pe urmă dishama calul legat de căruță și își ducea la stână. Și cineva i-a furat hățurile de la cal. Cărloțan, așa îl chema, când a venit la vale, primarul a oprit la noi și Gheorghe, băieții tăi, mi-au luat hățurile. Și s-au gândit la dumneavoastră că... Așa, faci și știi, faci și știi, da. Și mă duci hățurile. Tata a rămas înlemnit de unde, nu știe, nu avea cum să știe că cine, că copiii lui fură, nici cum. Și seara, după ce ne-am adunat tăți acasă, eu eram mai mic, dar pe cel mai mare care era bănuit, l-a luat la întrebări. Ia spune-mă, ce ai făcut, unde ai fost, cum trebuie? Aproape o noapte întreagă l-a interogat ca la poliție să facă să spui dacă o lua sau nu hățurile. Nu și nu, pentru nimic în lume, numai nu l-a bătut, tata nu ne bătea, nu ne-a otrăjit, nu, eu știu, poate că te-o vargă, mama ne-a mai dat, dar... Și nimic. Ce-i vine în cap dimineața lui tata, îi spusese fratele meu că o mai fost unul de pe cârță cu dânsul la praș și la zmeură, dar s-a dispărțit, nu a stat tot timpul la un loc. Și zice tata, uite, îți dau niște bani, du-te la Simi Herman, că așa chema pe colegul cel la lui fratele meu, zice, zi să-ți vândă niște curele, că ai nevoie, nu știu ce. Și într-adevăr, l-a făcut pe celălalt idee hățurile și i-a dat banii și iar. Așa, și vine cu hățurile acasă, îi dă lui tata. Tata le ia sub soară, se duce la primar acasă. Domnule Cărloțan, îl strângă, ies afară, uite, ți-am adus hățurile. Acolo ne-a zis, ei, ai văzut, mai Gheorghe, ți-am spus eu că băiețul tău, nu. Nu, domnule primar, nu, nu băiețul meu l-a purat. Altceva a fost cu chestia asta. Și am dat niște bani și le-am cumpărat, dar nu n-o a spus la cine. Nu a spus cine era hoțul de drept. Nu l-a părut, da. Asta o scurtă povestire ca să... Da, dumneavoastră spuneați o chestiune, că tatăl dumneavoastră nu era un om nici sărac, nici bogat, un om de mijloc. Da. Ce vreau să vă întreb? Aici la dumneavoastră, la Pojorâta, în funcție de ce anume să socotea că e un om mai bogat după animale, după... Da, după teren și după animale. Că totuși suntem într-un sat de munte cu nu foarte mult teren agricol, să spun. Ce aici, înseamnă un om bogat, în, să zic, în Pojorâta? În Pojorâta erau vreo 3-4 mai avuți, mai ceaburi, cum se spune. Restul, majoritatea, erau oameni de rând, oameni mijlocași. Erau și mulți, fără prea multe avere. Părinții mei, tata meu avea în permanență, să nu cel puțin câte două vaze, dacă nu știu câte trei, câte 15-20 de oi. Nu mai spun porc, gâști, reță, găini, mă rog. Da. Că altfel majoritatea alimentației era din gospodărie. Ce făceați acasă? Și el se ocupa chiar cu agricultura, bănuiesc. Era agricultor sau? Aproape tot timpul avea de lucru în gospodărie. Cu îngrijitul terenului, cu făcutul fânului, cu îngrijitul animalelor, cu păscutul lor, cu nu știu ce. Erau niște treburi, nu era o glumă. Și nu numai tata și mama, amândoi erau foarte solicitați în muncă, mai ales că au avut și de crescut 8 copii. 8 copii în total. Pe care au trebuit să-i rânduiască. Da. Spuneați că eu și rânduiți. Eu am fost, dintre frații drepți, am fost cel de mijloc. Doi mai mari decât mine și doi mai mici decât mine. Și din nefericire, în ziua de azi, nu mai este niciunul.
Dumneavoastră sunteți ultimul... Eu am rămas, da. Părinții mei au fost niște oameni cu suflet mare, și tata și mama. Foarte, erau cu foarte multă judecată, cu foarte multă dreptate. Nu căutau să se certe cu cineva, căutau să împace pe alții care se certau, căutau. Pe noi, noi educat, ne spunea să nu vă bateți, să nu furi, să nu cutare, nu știu ce, amenințare. Și așa am crescut, cum să spun, bine educat de acasă. Și probabil și instinctul ăsta era de om corect. Și cum vă pare dumneavoastră acum, dacă e să judecați, că ați trăit vremurile acelea și vedeți acum cum sunt copiii pe lângă părinți și cum merg lucrurile în zilele noastre, unde vi se pare dumneavoastră că e diferența? O diferență foarte mare între felul cum am trăit eu în copilărie și cum trăiesc copiii în ziua de azi. Pe timpul acela nu era curent electric. Apă curentă nici vorbă, nu. Apă din părău era. Da. haine avem din... Se făceau din lână. Oaia îmbrăca omul din cap până în picioare. De la ciorap până la caciolă. Numai cămașa nu era făcută din oaie. Restul toate erau făcute din oaie. Astăzi... Hainele nemțești. Spunea cineva că francezii ne-au tuns și nemții ne-au îmbrăcat. Da. Și vreau să spun că am umblat la școală cu tăți, cu tata, nu era sărac. Dar era niște mai des, niște timpuri au fost foarte grele înainte de război. Pe timpul războiului, la școală am umblat, am făcut 7 clase primare, că așa era atunci. Am umblat primăvara și toamna, de când numai cădea brumă și toamna până cădea brumă, am umblat la școală de sculț. În curtea școlii era destul de largă curte, era așterut un strat de savură, de riză, cum îi spunem noi, ca să nu se facă noroi, când eram mulți, eram foarte mulți la școală. La școala numărul 2 era 3 școli împărțite, la școala numărul 2 m-am învățat eu, pentru că erau mai mulți nemți decât români la școală, mai mulți copii din nemți decât din români. Și ieșeam în curte, în pauză, discurs, fugem prin riză aceea, strângem degetele așa să nu mă tai pe de sub, sărea riza urma mea până în vârful capului. Așa ne jucam. În 39, nemții s-au repatriat. O hotărâre între statul german și român, nemții s-au repatriat, ceea ce au rămas aici bunului lor, mă rog, a fost o înțelegere între două țări. Și ce vreau să spun, că din fațat am învățat foarte bine la școală, nu vreau să mă laud, dar asta a fost realitate. Din clasa 1 până între 7 am luat premiul 1. La examenul de absolvire de 7 clase am dat examenul 4 școli la un loc, am luat premiul 1 și acolo, mă rog, am fost... Și cum de când ați continuat? Situația era grea ca să meargă din anul meu, de leata meu, ca să spun așa, numai trei au mers la liceu. Atât, mai bogat decât tata, mai chiabur, cum se spune. Era o cheltuială foarte mare, în primul rând, și într-al doilea rând era situația înainte de război, pe timpul războiului. Eu în 35 am mers în clasa 1 și în 35 și în 42 am terminat 7 clasă. Și era problema și cu războiul, și cu începusul, și războiul. Și eram dezorientat cu pictul. Și odată, după ce am terminat clasa 4, am venit directorul școlii la tata acasă, la părinții mei, și
să le aduce la cunoștință un lucru. La Sinaia se înființase o școală de ofițeri, o școală militară de ofițeri, unde se racolau băieți cu rezultate foarte bune la învățătură și în mod gratuit era școala respectivă. Gratuit, aveau nevoie de ofițeri, că era războiul. Și părinții mei au stat și s-au gândit, n-a știut să-și bade Gheorghe. Părinții au stat, eu să vedem ce zice băiatul. Deci o zi să vă întrebe totuși. Nu vreau să hotărască ei pentru dumneavoastră. Chestia asta, da. Și după ce a plecat directorul, am stat de vorbă, m-a întrebat, și-a uite așa, deja i-a stat și eu și m-am gândit, pentru faptul că ofițerul trebuia să meargă în război și războiul era, din cauza asta am spus nu. Și părinții mei nu au insistat absolut deloc. Și din cauza asta n-am mers și n-am... Și ați rămas pe loc, ați terminat cele 7 clase, într-o perioadă destul de proastă a istoriei țării noastre. Da, în 1942. Ați spus că, deci în 1942 ați terminat școala, practic. Da. Mai aveți dumneavoastră în minte momentul din 1940, când România a cedat rușilor, de exemplu, și Bucovina, și Basarabia, toate teritoriile pe care le-a pierdut în 40, pe care le-a cedat, practic, da, regele. Mai aveți momentul ăsta în minte? Ce v-a spus dumneavoastră la școală, în momentul respectiv, când s-a destrămat țara? Sau... Era o durere generală și prea puțin se vorbea, pentru că erau niște situații internaționale, în Europa mai ales, era extraordinar de complicată, cu Hitler, cu pregătirea războiului, cu rușii, cu alte chestii. Atunci a fost un tratat între Rusia și Germania. Germania a acordat Ungarii partea din nordul Ardealului și Bucovina Nord și Basarabia rușilor. Eu la școală, în 7 clasă, am învățat geografie României mari, cu Basarabia, cu, da, în care vă născuse, cu cele două județe, Caleacra și Durostor, la Dobrogea, că cele nu sunt. Asta era o situație foarte complicată. Oamenii de rând ce puteau hotărâ? În 1942 ați terminat cele 7 clase. Da. Ce se întâmpla vis-a-vis de frontul care deja era activ, nu? Și în România. Ați fost implicat în război. Erați totuși destul de tânăr pentru a merge propriu-zis pe front, nu? Da. Pe lângă faptul că am trăit copilăria grea, nu ușoară, dar și fericită, copilăria e fericită și când e grea. Dacă ai să niște laturi în care te poți bucura și de ele și așa mai departe. Cum să spun, pe lângă faptul că avem de datele străbunii, de Crăciun, de anul nou, umblam, facem echipe de buhai, de capre, de tot felul, de mici chiar. Dar totuși, pe timpul războiului era situația mai moale, mai nu știu cum, mai greu. Nu le mai ardea oamenilor de și, nici măcar de obiceiuri, poate, din cauza războiului. Așa. Și după ce am terminat 7 clasă, premilitaria era înființată deja la noi, peste tot, în țară. Dar după ce am terminat clasificația, s-au înființat și organizația extrașcolară. Adică mergeam la instrucție fiecare duminică ca așa premilitare, în fiecare duminică, extrașcolară, așa se spuneau. Faceam instrucții cu puști de lemn, ne-au tuns până la urmă pe toți. Eu am avut noroc, am rămas netuns pentru că eram ucenic în fabrica de cherestea și mi-au intrat de la polizor o scânteie nouă și am avut o problemă în timpul iernii. Și eu le-am spus că n-am voie, nu-mi dă voie doctorul să mă atunci, pentru că am avut o problemă cu ochi.
Era evidii, mă rog, femeile se zicea, cum, dare trebuie să îmbli cu prizoră și restul nu. Și asta am făcut 2 până în 44, instrucție extrașcolară, fiecare duminică. În 44, la începutul aprilie, fronta ajunsese pe la Iași, ne-a evacuat. Am mers într-o duminică dimineața la instrucții și ne-a spus instructorul, zice, azi nu facem instrucții, mergeți înapoi acasă, pregătiți-vă rucsac mare, mâncare cât de mult întrânsul, îmbrăcați de iarnă, nu știu ce, tot ne-a spus. Rămas cracanați. A venit acasă, când le-a spus părinților, ce să facă, băi, om bun, ce să faci atunci, că zice piste, da, se era pe la 8 dimineața, la ora 12 sunteți aici la adunare din nou. Dar mama și mi-a făcut un rupzac dintr-un sol de buci, că nu avea din ce atunci repede. L-a cusut, a făcut bretele, au făcut în rulă cu malai, cu niște plăcinte, ce-au mai putut ei face atunci, era iarnă, mai aveam slănină, carne de porc, nu știu ce. Și la 12 am fost cu rupzacul în spate la adunare. I-a dus de acolo, pe jos, până la școală în capul satului, școala aceea de lângă pasarelă. Până acolo ne-au dus, acolo am găsit niște pături întinse pe jos. Acolo am stat și am dormit 3 zile, 2 nopți am dormit acolo. Și a treia parcă. Că trebuia să ne ducă pe jos, până să ne ducă prin rău Șandrului, să urcem spre rău, peste prihodiște și să treacă în partea, să trecem în partea cealaltă, Valea Bistriței. Și era o mătă atât de mare, era la începutul aprilie, era de o mătă până la genunchi mai mare. Și atât de mare era când mai ieșe din sesă și trebuia aștepta să se mai așează o mătă ca să poată scoate. 3 zile a stat acolo. De acasă am plecat cu niște opinci tălpaluite, că așa era situația. Opinci tălpaluite cu potloaje pe de sub, pe mijloc, cu scoabe de drod, de sârmă. Cu alții, mă rog, o biere, ciorap de rână ce era. O perechi de opinci încalțat, să cele tălpaluite. Și aveați de bătut atâta drum până în... Da. Tata, auzând că suntem la școală în capul satului și mai stăm văzut două, s-au dus pe piață în Câmpul Lungu, cumpărat o perechi de opinci noi. Știa să le fac, el nu știu ce nu știa să facă tata. Le-a luat de acasă daltă de făcut, cuțât, mă rog, suhac, potricală. Trebuie să scule pentru făcut opințele. Le-au scule și opințele și au venit acolo, la școală în capă, stată și acolo mi-a făcut o perechi opinci noi, tata. Așa le-a pus în rucsac și am plecat. Prima zi când am trecut pe prihodiște, o mătă până aici și eram organizați în grupi de câte 10, începând de la 15-16 ani, cum aveam eu, până la 20, care urmau, 21, care urmau să încorporeze. Deci ei s-au scălat și premilitare, erau de vârste diferite. Și comandanți de grupe, sau cum să le spun, erau niște bătrâni care nu se mai concentrau în armată. Milițienii, se spune, nu știu de ce. Și mai treceau ei, unii înainte, mai rupeau o mătă, mai că oboseau, mai altă rupeau o mătă, până seara am ajuns în Stulpicani. Coborând în sat în Stulpicani, un ningău de nu vedeai nici la doi pași, noapte și un sărat, și ne-am dus, am ajuns la unul acolo, era un om din Pojorâta însurat cu o femeie din Stulpican și era în perioada aceea, era acolo.
Și unul dintre grupa noastră, din grupa noastră, era rudă cu respectivul. Și acolo le-a dus și am dormit tăți, am intrat tăți zece. Într-o singură cameră, închipă, uzi tăți, nici nu știu ce. De acolo am luat-o și am trecut la râu, am coborât pe Chiril, prin Chiril până în Broșteni. Noaptea se duceau înainte niște, nu știu, care și ne organizau unii să dormim. Apoi era frică că noaptea îngheța, ziua era moină, se topea, opiți și de cele să dau atât uz, complet, leoarcă. Noaptea îngheța, face minus 5-6-10 grade încă. Odată m-am descălțat de opiți și unde așa cum erau, până dimineața ciorabii și obielii s-au uscat pe picior. Că dormeam cu sumană, le acoperiți cu sumană, cu bondiță, cu tot ce aveați. Jos, pe podere, noi pat nu mai găseam nicăieri. Câte mulți, 5-6 într-o cameră, sau odată m-am dormit într-o șură și nu mai țin minte în ce comună, mi-au înghețat opințele. Și dimineața era și nu le pot încalța. Erau cautabile. Da. Și la vârsta de 15 ani și jumătate era problema. Și ne-am dus pe jos până în Piatra Neamț, acolo ne-au ținut vreo 3 zile, tot cazați. Dar pe drumuri lateralnice, pe drumuri principale, circula armata nemțească, românească. Am mers, ne-au dus pe jos până s-a făcut primăvară, până în Halta Sihlea, de lângă Râmnicu Sărat. E acolo ne-au cazat. Eram trei de aici, de la noi, cazați într-o, la o gospodărie, la o femeie singură, la o vădă. Acolo am stat vreo trei zile de Paște. Nu mai țin minte de ce dată, dar era de Paște. Și după trei zile ne-au scos mâncare și căpătam de la oameni și ne dădeau și ei, eu știu de unde luau. Câte o bucată de pâine, câte o bucată de slanină, mai de capul nostru. Apă, apă am băut și de pe urmă copitele de vită. Urma de noroi era apă, apă, da, și apă de ce am băut în viața mea. Dar ați ajuns tot grupul dumneavoastră, fără probleme, nu s-a pierdut nimeni pe drum să nu reziste la drumul ăsta, că totuși a fost o... Era o problema foarte a fost foarte diferită. Tot sub centrul nostru de instrucții, bine că mi-ați adus aminte, de aici din Stulpican, niște gospodari de pe izvor care erau șefi de grup puși acolo, a doua zi, în loc să o iei înainte pe rău, o luat înapoi acasă. Toți. Numai grupa noastră, o spune, eram unul Ion Țâmpău, îi spunea, Țâmpic, îi zicea oamenii, nimic, tot înainte, așa vorbea, tot înainte. Și tot înainte a mers. Și în Halta Sihlea ne-au dus și în gară. Erau garnituri de tren cu vagoane descoperite care veneau de pe front. Știu ce dusese, nu știu. Cu paie în ele. Când zice, ne-au spus, urcați-vă sus în vagoane. Bucuria noastră, atunci am zis că de-aia mă ducă niște la Hitler, numai bine că nu mai avem nimărs pe jos. După tatim. Că dura vreo 3 săptămâni marșul ăsta nostru până acolo. Și ne-am pus, trebuie ne-am culcat pe paie de cele, ne-am așteptat și până a plecat trenul din Halta Sihlea, tot am simțit că mă mănâncă ceva în spate, pe la genunchi, mă nu știu ce, mi-l-o bugată, mi-l-o scăpit. Păi, nu e în regulă. Ați încălzit acum, era soare, era prim, mai ales acolo, și era pe la sfârșitul aprilie. Și
când m-am dezbrăcat și am dat cămașa jos de pe mine, am întors-o pe dos, când m-am uitat plină de păduchi. Din paie de sede de acolo, așa, dar nu. Dar nu așa, cu duiumul, nu așa, cu duiumul. Nu mai puteai cu lege să nu te supiri. Învățeam cămașa pe dos, o scuțăram pe piretele vagonului, mă vrăcam înapoi. Așa, și când am ajuns în județul Olt, unde trebuia să ne cazeze, în comuna Dudu, aceia primergătorii noștri au pregătit oamenii unde trebuia să ne cazeze, oltențele, cum le ziceam noi, tot cu cazane, cu apă clocotită, ca să ne bage rufele, să scăpăm de păduchi. De păduchi și mai. Păduchi de trei feluri, nu știu dacă știe toată lumea. Spuneți că... Poftim? Care nu știe, aude acum, de la dumneavoastră. Păduchi de păr, păduchi de haine și altă serie de păduchi. Nu spun, nu am vrut să spun. De lindin nu scapam. Aveam mițare. Când da mițare la băgată, la fiertă, în crop acolo și aia, îi luam înapoi pe tivitura interioară. Stăteau ascunși acolo. Așa. Când disfăceam tivitura, lindinile în coloană de marș, câte 3-4 la rând, de sus până jos, întregi. Nu mureau la oparit. Și atunci avea o olteancă la unii stăteam noi, avea fier de calcat, cu tăciuni, cu jar din vatră. Și luam tăciuni de fier, fierbântam fierul bine și când începem a trage cu fierul pe tivitura izarului, pe lindinile cele, păreau ca mitraliera. Nu vorbesc ca vreau. S-auzea cum pâre, pur și simplu. Și așa, n-am scăpat definitiv de păduc, după ce am venit acasă de vreme. Acolo, traica acolo, foame, adică eu am fost de acord să rămân la omul acela acolo ca să-i ajut. Unde am fost cazat ca să-i ajut la treabă. Tot felul, am fost și la arat, și la săpat, bibii și la toate treburile. Și am ținut de mâncare și dormeam într-o... un fel de șură, pe un priș de scânduri, bondița sub cap, o pătră și asta era. Dar când am ajuns în Slatina Olt, înainte de a fi cazați, am fost vreo 3 zile, am stat într-o fostă cazarmă, niște bărăți vechi în care s-a dus o armată nemțească. Dar acolo, eu știu, nu știu ce, era infectată cu ceva, a început a se îmbolnăvi pe acolo, nu știu. Nu mai țin minte exact toate cum a fost. Dar într-o duminică ne-au scos din cazarma aceea, pe drum, pe șoseaua principală, încolonați pentru a ne duce prin comunele unde trebuia să fim cazați. Eram 2 județe acolo, era județul Câmpul Lung, atunci așa era județul Câmpul Lung, și județul Rădăuț. Erau 2 județe acolo. Și încolonați pe drum, până au ieșit ăsta, s-au încolonat, au făcut ora 11. Era soare frumos. Deodată în Slatina a început a suna alarma aeriană. Sunete, ce se întâmplă? Nu ne-am dat noi seama, abar l-am avut. La un moment dat, comandantul cercului de recrutare din Câmpul Lung era un major mustat, așa, era cu noi acolo. Era organizație într-un fel. Au dat ordin. Județul Câmpul Lung pe partea dreaptă a șoselei, județul Rădăuț pe partea stângă a șoselei, fuga marș. Culcat, adăpostit, ascundeți corpul, lucitoare, sticle, bătrâni. Orice v-ar fi putut da de gol, că sunteți acolo, ca să nu vă intercepteze. Da, din drum să nu stăm grămadă. Da. Sunt ai engleză, americană, nu eram noi, sub nicio formă. Ne-am prășat frumos,
era un lan de grâu de o palmă, împrăștea pe lanul și a culcat, gata. La un moment dat, parcă se cutremura pământul, parcă începea să vibreze aerul. Am început de dată, se aude un zgomot pe sus, nu știu, când am început a apare avioanele, engleze și americane. Pe câte am aflat pe urmă, din cele ce am citit, aveau aeroporturi în Italia, de acolo treceau pe și Marea Dreagă, pe și Iugoslavia, treceau Dunărea și venea București și Ploiești, asta era ținta lor principală. Ei, și atunci stau, m-am întors și eu cu fața în sus, eram foarte curios. Am întors cu fața în sus și am început a mă uita. Erau avioane cu patru motoare, zburau în formație de romb, exact așa era. Prima formație de romb avea 30 ceva de avioane. Pe urmă, în stânga și în dreapta, mai în spate, era alte două formații de romb, tot așa. Am putut foarte ușor, curios cum eram eu, am putut foarte ușor să le număr după ce a trecut primul val, a trecut al doilea val, am numărat excadrile numai, cum le ziceam eu, din formații cele cu romb. 30 ceva. Ei, între 400 și 500 de avioane într-un raid aerian. Nu crede nimic este. Credeți? Se scrie, s-a scris în presă. Așa, dacă îi spun, nu crede. Au fost într-atât de multe avioane. Atâția să fie, da. Ei, au trecut peste noi, nu ne-au avut nouă grijă. Nu noi am fost obiectivul lor principal, nici secundar. Și peste vreo jumătate de oră, o oră aproape, am început a simți iară, parcă se cutremura pământul. Își lansa bombele, Ploiești, regiunea petrolieră, Prahova, București, aveau interesul de distrugă regiunea petrolieră, că nemții s-au aprovizionat cu petrol de acolo în război. Pe urmă, trecut înapoi. Oricum, dumneavoastră, deci, erați deja, zic, în mai 1944, nici nu vă trecea poate prin cap că urmează să vină august, 23 august, întoarcerea armelor. Atunci, unde v-au prins 23 august 1944? Am fugit de acolo odată și am trecut prin Ploiești, prin tot, am văzut ravajele făcute din bombardamente. Dacă cădea o bombă pe calea ferată în plin, rupea amândouă șinerii, se făcea amândouă colac cu tot cu traversă într-o parte și într-alta. Așa, în triaj în Ploiești, vagoane aruncate pe magazii, pe clădiri cu roțele în sus. Vagoane cu roțele în sus aruncate. Câte 3-4 vagoane, unul peste altul. Am venit până în Piatra Neamț, acolo m-au prins și m-au trimis înapoi. Alte fericire. Am mai stat o bucată acolo, pe urmă am mai fugit iar, cineva a venit anume, avea doi frați acolo, era un sergent mai în vârstă în armată, așa l-au știut cum să organizeze să ne aducă până acasă. Am venit și din Piatra Neamț pe jos, până la Vatra Dornică, fruntul era deja la Gura Humorului. Și asta, am văzut toate minunile, toate comenzile de atunci. Am ajuns în gara în Vatra Dornică, trecând Bărnarul pe jos, la Piatra Neamțului, acolo, era, cum eram eu îmbrăcat la ora respectivă, eram desculț, fără, n-am mai spus de sârmă, adică te era sârmă, călătoria pe vagoane deasupra, toate sârmele, nu știu, de câte ori era să-mi iei, pălăria mi-a luat-o, era să-mi iei și capul. Sârma se striga, sârma, așa am uitat să vă spun la timp. Și cum spun că eram cu capul gol, disculț, și îmbrăcat cu sumanelul, peste Bărnarul a fost cam rece vânt. Eram îmbrăcat cu sumanelul și cu rucsacul în spate. Am intrat în sala de așteptare în Vatra Dornei, o minune. Acolo o găsesc pe mama și pe o soră de ei, mătușa Ioana, îi spune. Nu mi-a dat seama ce fac ele acolo, ce caută ele acolo. Am intrat în sală, m-am uitat la ele, mama s-a uitat lung la mine, nu m-a cunoscut. Și
Și mătușa Ioana m-a cunoscut și cum vorbea atunci. Igatorul Zare, Dare, tu nu-l cunoști? Atunci m-a cunoscut într-adevăr. Închipuiți cum a fost întâlnire. Și de acolo am venit, mă rog, acasă, pe ună, n-am stat multe zile pe acasă, că trebuia căutat ceva. Era un cumnat vitreg de-a meu, era la Iacobeni. Avea organizată cantina minilor acolo, așa se spunea, dar era un magazin unde se alimentau toate unitățile miniere, începând din Vatra Dornic până la Cârlibaba. Toți minierii de acolo se aprovizionau, interesant cum. Și acolo era un vânzător de bază și eu eram ajutorul lui la distribuit alimentele pentru minieri. Da. Acolo, cum să zic eu, când de 23 august, alte chestii, alte minuni. Înainte de a se rupe frontul la mexicaniști, acum era gata, nemții au început să distrugă. Frumos, organizat, așa ca cum îl fi. Calea ferată, la fiecare șină pus un cartuș de dinamită, ruptă, parcă era, numai nu era tăiată cu foarte, dar atâta bucată sarea din așina întreagă. Fiecare stâlp de telegraf, gaurit, cartuș în aer. Podurile, domnule. De unde stăteam eu pe Dandoaia, într-un loc acolo, din Iacobeni, de la biserică, spre Hajul. De acolo, peste drum, de la gară din Iacobeni, un pic mai încolo, drumul urcă și este o pantă așa spre Bistrița. Acolo nemții două săptămâni au săpat și au pus o încărcată gropile cele cu trotil, cu dinamită, cu ce-o încărcată. În noaptea când s-au retras, noi ne-am dat seama, am știut acum, eram mai mulți, am ieșit pe Dandoaia acolo sus, pe un tapșan, dar eram chiar în dreptul, dar era departe, oricum era cam un kilometru distanță. Am stat noaptea acolo și l-au bucat de noapte, i-au dat drumul, dar înainte de asta s-a dus o scurtă luptă acolo între un grup de un fel de partizan, tot din partea aceea locului, de Iacobeni. Acolo a rămas un om pușcat, un Ilie Iacoban, care îl cunoștem. O vână și schimb de focuri cu nemții ceea ce lucrau la drum acolo. Și la un moment dat, nu o bubuitură, nu o pocnitură, am gândit că s-a dus pământul, cine știu unde, când a explodat grămada aceea, 6 gropi au fost făcute, le vedem doar de unde eram noi. A rămas așa, sunt cremenism, după câteva secunde, hăt, am început auzi în stânga și în dreapta, bu, ce Dumnezeu? Că auzeau bolovan aruncat de acolo din... Așa, mai spun alta pe scurt. Tot atunci am urcat sus la... ne ducem în pădure, că zic, mai sunt nemți care sunt drag și s-au curățat, spun repede alta ca să nu uit. Vineau nemții, unii prin Iacobeni umblau dimineața, când se zărea de zău, pe la fiecare casă, tot ce găsea, începând de la persoane apte, bărbați. Îi luau, valea, îi luau, îi foloseau la diferite munci. Eu, bătrâna unui locuam eu, mă trezeam fiecare dimineață înainte de să face ziua și ieșeam din casă, fugeam, mă ascundeam într-un boschet sus pe o râpă, nemții veneau, se uitau, plecau mai departe, nu era nimic. Într-o dimineață, bătrâna s-a sculat o țără mai târziu, dar tot era dimineață încă. Și între la mine, dragul moșuchii, nemții sunt o gradă. Așa au făcut. M-a zis, gata, vă ia. Am sărit din pat, am luat, aveam un sol de lână gros cu care am acoperit,
Am luat solul acela de lână și l-am aruncat pe pat. Nu mi-am dat ce înseamnă instinctul de conservare, eu să ia o chestie. L-am aruncat pe pat, s-a aranjat așa de bine că parcă nu a dormit nimeni acolo. Și eu m-am aruncat sub pat, țolul până în podele. În liniște acolo tremura inima mea ca în purițe. Au intrat nemții înăuntru, eu știam, dar la școală între nemții noi știam o țară nemțească. Se uită în dreapta, în stânga, zice unul ca dreapta, is niemand hier, adică nu e nimeni aici. S-a luat o stânga, s-a uitat în dreapta, în stânga, s-a luat și a plecat. Dacă nu reușeam să mă ascund sub pat și solul să n-arate că a dormit cineva acolo, eram luat de nemți. Mulți nu mai veniți înapoi nici ce a fost luat de acolo. Și acum cu alta, urcând după explozia aceea din drum, am urcat sus la Șindrila, îi spune, era un vârf acolo, zic, să nu ne prindă patrulul din nemți care mai... Umblau pe toți și luau oameni. Adică nu se retrăsească complet de pe Besicăniș. Și când s-a ajuns în vârf la Șindrila, era un vârf așa. De partea asta urcam noi, de partea cealaltă urcau patrulul din nemți. Ne-am întâlnit drept în vârf, nu ne-am văzut de la distanță deloc. E nici o somație, nici nimică. Pur, pac, tras în plin. Noi, tăți cât am fost, eram acolo vreo 6 sau 7. Eu cel mai tânăr. Am sărit ca din foc pe o râpă în vale, în partea dreaptă, printr-o pădure. Nemții după noi și o tras într-una. O ricoșa cartoși, a trecut pe lângă urechi. Am luat câte o trântă, mă dășeam de 3-4 ori peste cap. N-am fost găriat nici cu atâtica aia nicăieri. Se înseamnă instinctul de conservare. Am ajuns în vale, în Ciotina, în Pârău. Acolo m-a urcat pe urmă vreo 20 metri de alb în pădure. Nu mai puteam, era unul mai în vârstă, s-a pus jos și nu putea sufla, sărea sus de la pământ, nu-i mai vine aer, era să moară. Nemții o coboră până în Pârău, s-au uitat în deal, în vale, nu au știut încotro în bucată. Eu s-au dus la naiba și așa am scăpat și de groază nemțești. Pe urmă, tot acolo era să m-am pus și rușii. O să luați rușii la oameni la lucru, dar sunt atâții găuri și le-a făcut nemții. Drumul pe Mesicaniș a fost la fiecare curbă, la fiecare tată. Tatăl este rus, prapă făcută. Asta e. Sara ne-a dus într-o seară la casa, fosta casă germană, din acolo dormeam, ne pazea, nu era voie să mai umbli undeva. Mâncare, nimâncare, stătea acolo. Interesant că când ne-au scos pe Mesicaniș la săpat niște găuri, m-am întâlnit de aici iară cu mama, venise la Ion, aveam un frate care venise pe front, era luat de ruși și era dus la supa găuri acolo. Venise mama cu mâncare acolo, de a mâncat străinii vârful Mesicaneșului, întâlniți. Sara ne-a dus la pități, la casa germană din Iacobeni. Fratele Ion era cu un coleg cu care a făcut armată, și era venit acasă. Plecat, știu eu, cum a început să se dezorganiza armata română. Și era unul, Vladimir, colegul cel cu Ion, era bărbatos, așa ca matale de înalt și puternic și hotărât așa, cu inițiativă. A venit și m-a întrebat, am opus un plan la cale, mie și m-a întrebat, băi, tu poți fugi? Așa și dumneavoastră ce i-a spus? Prind și iepurile dacă vrei, din fugă. Și ne spune, uite ce faci. Fă-ți un plan, cum poți să are piste gard acolo de la casa germană, era sus, pe tapșan. Era gard, pe urmă era o țără de râpă până în șanț. Și pe urmă era șoseaua și pe urmă era iară râpă până în cale ferată. Și pe urmă iar o râpă până în Bistrița. Și el îmi spune, fă-ți un plan, pe unii ai să fugi. Și când am spus eu, fugi?
o iei din loc, nu te mai uiți înapoi. Ripoșcule pe tine. Aveam 16 ani, nici nu, am prins 15 ani și jumate. Și eu stau și o pândiție, erau două santinele rusești, cu băneță pe pușcă, pușca încărcată fără discuții. S-au apropiat am două santinele și au început să-și face țigări cu ziar și cu mahorcă. Și când au început să le aprindă, trabucurile cele cu ziarul, știu ce carton era, luau foc greu. Și-au durat cam mult. Și în perioada aceea îmi spune, atunci, dintr-o fugă, nici n-am atins gardă, era un gardă înalt, așa. Am atins pe gardă, pe gardă, în șanț, în drum, pe calea ferată. După ce am trecut calea ferată, noroc că nu a apucat a pușca mai din timp după mine, că mă nemereu. Aproape să ajung la Bistrița, la apa Bistriței, am început a pușca. Dar au văzut că departe n-au mai tras, au renunțat. Eu am trecut puntea peste Bistrița și m-am dus unde să tăia meu pe Dandoarea și am scăpat. Și ei, în timpul nopții, și-au făcut alt plan. Tot așa au prins momentul când au rupt un gard. Un gard, o plasă de gard din scândri făcută. O catată, ei au văzut că e putridă. Și când au prins momentul, s-au izbit amândoi în gard. O ieșit, o plecat prin pădure, că era pădure în spate acolo, și o venit prin fundul fierului, prin fundul sterparului, o venit în fundul izvorului. Așa au scăpat și ei din rușă. Dumneavoastră, la momentul respectiv, erați un copil, practic, sau chiar și oamenii de pe lângă dumneavoastră, ce se gândeau că ar se întâmple cu țara asta noastră? La cum mergeau lucrurile? Acum se întorseseră... Erau dezorientați complet, nu știa nimeni ce o să iasă. Se mai gândea cineva care să fie țara să revină la normal? Atunci, în momentele alea de... Pe momentul ăștia, lumea era complet derutată, mai ales că toate chestiile astea au fost și cu criză, de alimente și de îmbrăcăminte și de locuri de muncă, nu, după ce s-au retras nemții de aici, au venit rușii, practic, sigur, eu i-au urmărit. Era dezastru. Nu se găsea de mâncare, nu se găsea. Faina de porumb, asta era principalul creșul, lapte, brânză, prin casă mai era. Și a fost foarte greu. S-a încheiat războiul. Da. Și au venit alte belea pe capul oamenilor, comunismul. Da. Cum ați văzut atunci lucrurile? Regele în 47 a fost forțat să abdice și ea că a început... Lumea era complet derutată. Țara asta rămăsese cu sute de mii de văduvi, sute de mii de orfani, sute de mii de invalizi. Cu orașele, multe dintre ele, distruse. Da, absolut. Păi, și... Pe aici au fost distrus din nemții până în 23 august, s-au purtat domnește. După 23 august s-au purtat criminal. Totul distrus. Și locuri de muncă nu, nimica nu. Eu ne-am catat, greu, foarte greu de trăit, foarte greu de trăit. Pe urmă a venit armata, foamea cea în 47, 46 a fost asta, ce e teribilă. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns tot războiul care trecuse, da, acum altă belea îl lovea. Pe lângă că nu erau locuri de muncă, nu existau bani, nu vede unii... Da. Credeți că toate treburile astea sunt întâmplătoare? Oare Dumnezeu a lăsat așa chiar omul să ajungă la limita supraviețuirii? Din câte am mai citit eu câteodată, știți, iar vreau să mă laud, dar știți foarte multe cărți în viața mea. Din câte am citit eu prin cărți, situații de felul ăsta au mai fost, vor mai fi și nu știe nimeni acum să va isprăvi. Pentru că într-o revistă cu Ponti de asta, care eu dezleg sudoku, integrame, rebusuri, am reviste de sute de pagini, de asta mă ocup, nu mai pot lucra în păpață. Și am găsit într-una cei cinci evrei care au revoluționat lumea. Moise a spus că legea este totul. Iisus Hristos a spus că credința este totul,
iubirea este totul. Așa, Marx a spus că capitalul este totul. Freud a spus că sexul este totul. Și Einstein a spus totul este relativ. Bătiță Darie, timpul, cum spuneam, este foarte limitat și emisiunea noastră se apropie cam de sfârșit. Și am văzut cum a fost vremea grea și vremurile grele din timpul războiului, de cum ne-ați povestit atât de fain. Eu vreau să vă pun o ultimă întrebare și să răspundeți telespectatorilor, celor care ne urmăresc. Cum vedeți dumneavoastră că în ce direcție merge lumea de acum înainte? Lumea asta nu merge într-o direcție bună. Merge într-o direcție greșită. De ce? Există multă dușmanie, multă ură între oameni. S-au împărțit în mai multe tabere poporul român. Sunt o serie care urmăresc politică în fiecare zi, dar m-am cam saturat până peste cap. Nu e o treabă bună. Românii nu sunt destul de uniți, nu caută acei ce pot să facă niște treburi bune. Caută să acapareze, caută să beneficieze, caută să lichideze unii pe alții. Nu e în regulă. Dacă românii nu se vor uni, nu vor le intra mintea la cap, cum zice românul, nu va fi bine deloc.